Salutare, toată lumea, și bine v-am găsit la o nouă serie pe acest canal. Astăzi vom începe o nouă carieră cu petrolul și să vedem cât de departe o vom duce. De început vom face câteva transferuri ca să începem sezonul bine, cât de cât. Să debutăm în Superliga cum trebuie, cu cele 3 puncte și mai la sfârșit, după ce terminăm transferurile, vom juca și un match. Să vedem cum este echipa. Mergem aici la Real Manager, Dorin Pârvu. Avem buget de transfer doar 2 milioane, dar eu zic că vom reuși să transferăm vreo 2-3 jucători. Jucăm în euro. Începem cariera cu echipa noastră de start, care pică care eu zic că va merge cât de cât decent. Avem echipa principală, care începe grozav: Petrovici, Musi, Seto, Jair, Hanka, Țicu, Pap, Myers, Dova și Zima în poartă. Avem cele mai noi transferuri, le avem la zi. Și vom edita echipa astfel încât să ne fie nouă bine și să fie și jucabilă. Începem cu Garut în loc de Myers. Hanka în locul lui Musi. Dar de fapt nu e bine formația. Cam pe formația 5-2-4 sau 5-4-2, de fapt, da, 5-4-2. Dați un pic să o găsim, că nu mai găsesc. 5-2-3-3-4-3 5-4-1. Așa. Lăsăm pe Seto, jucăm cu Jefferson la mijloc. Musi în locul lui Hanka. Băgăm Hanka în locul lui Jefferson, clar. Pentru că avem nevoie de mijlocanți. Așa. Avem nevoie de mijlocanți mai mulți și vom juca în formația aceasta de 5-4-1. Musi și cu Hanka la Musi și cu Grozav în benzi, Roman în atac, Jair cu Hanka în mijloc și 5 fundași ai noștri. Asta este echipa de început. Haideți să facem și câteva transferuri. Încercăm să căutăm jucători tineri ca să avem timp să-i și evoluăm. Din 2 milioane suma de transferuri, eu zic că putem să semnăm pe cineva tânăr liber de contract sau măcar pe 1 milion de euro. Avem nevoie, în mare parte, de avem nevoie de atacanți, că nu prea avem atacanți. ADM este foarte scump. Atacanți. Căutăm orice fel de atacanți, la noi, în mare parte, avem nevoie de atacanți centrali. Îl luăm pe acest băiat de la Al Nassr. Acesta este colegul lui Ronaldo, din câte parem. Încercăm să negociem cu antrenorul celor de la Al Nassr să îl cumpărăm pe nouă jucător. Avem nevoie de atacanți, să fim sinceri și tineri. Să putem să evoluăm cât mai bine în Superliga. Din câte se pare, transferul este tensionat, așa că
trebuie să punem o ofertă destul de bună. Încercăm să punem mai întâi la 950.000 de euro. Și vedem după cât vrea clubul să costă. Ok, 950 de euro. Îi se pare antrenorul celor de Nasser că este destul de decentă suma. Și acceptă să vină la noi. Acum vom negocia și de la salariul cu jucătorul și cu agentul acestuia. Vom încerca să acceptăm cât mai multe squadrolul și ce ne oferă aceștia ca să nu pierdem banii. Îl semnăm pe perioada de 2 ani. Ei vor 5 ani. E ok. Release clause noi punem neapărat. Nu avem nevoie. Salariu o să-i dăm 12.000 de euro salariu pe lună și dăm un bonus de 20.000 de euro pentru semnare. E ok. Noul nostru jucător venit de la Al Nassr, chiar din Arabia Saudită, colegul lui Ronaldo, a venit la Petrolul. Acum va face cunoștință cu antrenorii și cu managerii clubului. Aici facem și testele medicale pentru a ne asigura că jucătorul este în condiție fizică excelentă pentru a juca la noi. Noul jucător este anunțat publicului cu numărul 9. Mie mi se pare că a fost un transfer bun. Nouă ne spune că este un F. Îi credeau că am fi putut să-l semnăm pe 220.000, dar să fim serioși, cine ar da un jucător atât de tânăr pe 220.000 de euro? Că are și valoare, că e colegul lui Ronaldo, să fim serioși acum. Dăm training plan-ul echipei. Și facem strategia echipei, tacticile, evoluăm și jucătorii. Tac aici. Emanuel Manea, semnăm pentru una. Pentru să fie antrenorul nostru de atac. Head attacking coach. Antrenor de portare. Avem nevoie de un antrenor de portare foarte bun, așa că îl vom semna pe... Nu chiar fără de mult, pentru că nu avem destul de mulți bani ca să îl semnăm să încălzească pe Zima și pe Ceano. Semnăm pe Anandalal pentru a, ca antrenor de portare. Eu zic că este ok, că o face pârvul și cu mijlocașii și cu fundașii. Tabela Superligii este aceasta. Nu avem singurele echipe noi sunt Polia și Oțelul. O retrogradă, din păcate, Mioveni și... Dar Mioveni mi se pare că retrogradă. Cuta s-a salvat. Și a intrat și Dinamo. Oricare și Dinamo, na. După un sezon normal. După un sezon ok. În Liga a doua. Echipa este aceasta. Vom vedea și la Academia de Juniori ce jucători avem. Dar avem, se pare că avem jucători de peste tot din lume. Avem pe acest băiat din Suedia, care are 17 ani și are potențial 72. Acest băiat din China, care încă este în curs de dezvoltare, are 15 ani. Potențial 66, băiatul acesta din Algeria.
care pare un potențial destul de bun, dar poate peste un an va juca la noi. Elijah James. Se pare că avem jucători chiar și de peste oceane. Jucăm deficiențe tehnice. Așa. Pare că la Academia de Junior nu luăm pe nimeni pentru că încă sunt în dezvoltare băieții. Antrenori avem deja. Zic acum să începem să facem antrenamentele. Avem invitații în cupele din dinainte de sezon. Eu zic să mergem în această cupă cu niște echipe de nivelul nostru care spun că totuși am putea să scoatem un loc 2 în acest turneu. Cel mai probabil o să facem ceva bănuți pe urma acestui turneu. O să mai cumpărăm jucători. O să mai facem rost de bani și evoluăm din ce în ce mai mult ca să putem ajunge în Champions League. Asta e scopul nostru. Noi vrem să câștigăm liga, să intrăm în Champions League cu cât mai departe ajungem posibil. Noi asta ne dorim, asta e scopul nostru în carieră. Și zic că am putea să începem să jucăm cu echipa, să începem să jucăm la cupă, în cupa de pregătire a de pregătirea echipei dinainte de sezon. Eu zic că va fi un meci destul de ok pentru Petrolul. Echipa este aceasta pe care v-am prezentat-o și la început de episod. Eu zic că hai să-i dăm drumul. And a Bun warm welcome și on what is a fine day for începem football. I'm delighted to meciul. be able to report. Petrolul My name is versus Derek MSV Ray, and Duisburg. sitting alongside me, ready to provide all the Romagnola este analysis, is Stuart titular, Robson. And we have group stage care action începe from the mingea, European Continental Shield pasează către coming right Doua, up. pasează It's către Musi, Petrolul iar Ploiești, Musi and they care face dublează către Doua. MSV Duisburg. Well, thanks, Derek. This Încearcă is their first să pre-season game. lege Time în for bandă players to get their Doua, dar match nu fitness, iese. coaches to develop tactics, new signings to be integrated, and O să maybe știți că eu voi youngsters to be lăsa given a chance. comentatorul să comenteze pentru că mie mi se pare că se mișcă prea repede și nu prea sunt în stare să comentez. A look at the opposition Așa starting lineup că today. dacă știți Well, engleză, 5-4-1, it's e certainly a bine. defensive looking lineup. A back five with four Mai midfield zic players așa din sitting in când în front of them. când că I'm not sure where the goal mai threat's fac going to așa, come da. from today. Și îi pasează lui Grozav. Grozav. Roman, incredibil ce plecare de Roman. Roman, Roman. Oh, that's a Putează, super piece of încearcă să defending. șuteze, dar apărătorii echipei adverse sunt pe fază. Paul Felcher. Bacalorz. Doesn't want to give it away here. Marvin Bacalorz. Mael And in the perfect position to Diomande read it. încearcă acolo ceva, dar se pare că Making a bit of mingea headway. ajunge la un mijlocaș al Petrolului. Nu am văzut And a chiar foul Petru in the ce. opinion of the referee. Now, what can they Petrolul do from this aici free kick faultează, situation? iar echipa adversară are lovitură liberă. Acum vom vedea cum așează arbitrul Zugel. Este o distanță destul de mare dacă stăm să luăm sintier. Fake. Oh well, you can't get them right este every time, and he got that one very wrong. Yeah, it's a poor free kick, I have to say. Diomande. What was he thinking? He was never Petrițic. going to score from there. Ui, Over the touchline for a intervenție throw-in. celor de la echipa advertă, celor de la MSB.
An alert intervention. To take the lead. Oh, did so well to deny it. Primul șut pe poartă al acestui meci este al echipei adverse. Dar Zima este pe fază și apără. Incredibil cu capul. Zima dă cu capul de bară. Doua. Face o preluare mai anormală a nivelului lui. Dar încearcă să o centreze către Doua și nu iese. Koliapuș. Koliapuș și pasează către Zdrin. Cred că poate, dar Zima este atent. Musi, Musi. Musi accelerează ușor în bandă. Pasează către Roman Musi. Possession lost there. Niklas Stierlin. Can they create something from here? Well, nothing comes of it. It looks promising. Respinge mingea. Esvain. And hit with ferocity. Incredibil ce dar echipa adversă încearcă un șut de la distanță, dar Zima este pe fază și apără. Ce face acolo Diomande? Grozav încearcă o schemă în bandă, dar nu iese. Mamă, ce de la echipa adversă avansează în bandă? Pe linia porții. Ce preluare! Apără Zima! Cât pe acest își dea autogolce de la Petrolul. Caruti! Ce-a încercat să facă? Apără Zima! Incredibil! Se pare că în acest meci cei de la MSV au șutat de foarte multe ori și Zima a fost pe fază să apere. Hanka. Hanka către Musi. Musi urcă în bandă, dar pe linii din spate. Hanka este pe fază acolo și apără. Musi, Musi tot încearcă să urcă, să urce în bandă, dar nu iese. Definitely look as though they want to make this move count, but it fizzles out thanks to that piece of defending. Pac este acolo pe fază să apere mingea. Diomande. Incredibil cum intră în acel jucător ca să-l deposedeze. Roman. Roman urcă, dar n-are soluții de pas. Îi pasează lui Musi. Care Musi este ținut de pricoș. Arbitrul nu vede. Niklas Stierlin. Thomas Pleidl. Another great challenge. Free kick here. Petrolul faultează pe echipa adversă. O lovitură liberă. Centrare la marginea careului. Ce se întâmplă? Apără Zima. Well, threat averted. And unable to keep the ball. Incredibil, vine Papu din spate să intercepteze. Pe linia porții, urcă pe lângă Zima. Pasează către partea cealaltă, care pasează către Țicu. Țicu îi pasează lui Gicu Grozav. Gicu Grozav urcă. Încearcă o pasă în careu, care mai bine intră lui Țicu. Rolf Felcher. Niklas Stierlin. Bacalorts with it. Perfectly positioned to take it away. Se apropie mai puțin, mai sunt mai un minut și se apropie sfârșitul primei reprize. Really fine piece of defending play to break it up. MSV 0-0. And 1 minute of stoppage time has been added on. Rolf Felcher. Bacalorts with it. And defensive play to be applauded.
That is that for the first half here. Prima repriză se termină 0-0. Cei de la Petrolul se duc un pic întristați la vestiare că nu au reușit să dea măcar un gol. A doua repriză începe cu posesia celor de la MSV. Încep mingea, dar greșesc o pasă care ajunge la Petrolul. Ico încearcă acolo o schemă. Nu iese. Păi la echipa vrea să paseze foarte mult. E incredibil, MSV marchează, dar offside. Well, it's a good finish, but he was just offside. Great decision by the assistant. Paul Pap, concentrare foarte slabă pentru Țicu. Diomande reușește să intre, să ia mingea. Incredibil, grozav. Ce schemă. Dar este de posedat. Păcat de fază. Mingea ajunge la Țicu din cauza unui erori. Țicu o pasează către Roman, dar Roman este de posedat. Colia push. Well, they stop them in their tracks. Diomande deposedează, mingea ajunge la Jair, care Jair este deposedat. Huge block. Incredibil, Diomande cu dubla apărare. Skipping away. Grozav. Grozav, incredibil ce pente. Grozav îi pasează lui Mihai Roman, care Mihai Roman încearcă să urce un pic în bandă, dar din păcate cei de la MSV sunt atenți. Eroare cauzată de MSV. Șut! Apără portarul! Roman! Credibil, sare la cap, dar este dărâmat. Jair încearcă să urce, dar... Alexander Esfain. Papu Boară să-l țină pe omul de jos. Diomande. Incredibil, un șut de la distanță. Apără Zuma. Schimbare pentru cei de la MSV. Ar fi cazul să facem și noi o schimbare. Întrege personal acolo-i Hampa. Eu zic că este nevoie de Petrovici să intre. Și de ce nu să intre și Dumitriu? A change. Who's going to get on the end of it? Diomande dă cu capul către Grozav. Grozav, urcă ușor, face o alergare ușoară cu mingea, dar ce vede că nu este presat, din moment ce îl presează, pasează repede către Lucian Dumitriu, well, care urcă în bandă cu o viteză excepțională. Lucian Dumitriu face o pentă, pasează către Grozav, către Jefferson, Musi, șut, pe lângă poartă, Musi, incredibil, ce o pază. Substitution time as is here. Dumitriu sare la cap. Credibil către Petrovici. Încearcă o schemă, dar nu iese. Pentru că este prea lent. Petrovici încearcă să-l deposedeze, dar către celălalt de la MSV. Pasă de parte repede. Pascal Köpke. Well, that's how to keep the opposition at bay. Zoran Petrovic iarăși are mingea, încearcă să paseze pe fund, dar este deposedat. Diomande poate către Dumitriu. Dumitriu încearcă o centrare către Grozav, dar din păcate au sărit cam plenty of options.
Oh, fancy footwork. Incredibil. De la distanță. Doua concentrare pentru grozav. Ce fentă, grozav. Nu are cum să urce grozav. Incredibil. Păcat de pas. Released it nicely. Diomande. Possession changing hands. Ajunge la Musi Ninja. Grozav către Țicu, care nu este o pasă neapărat. Plenty of support here. Nu. Țicu urcă în bandă. Are cale liberă. Intră în careu. Țicu pasează în fața porții. Și o Musi. Gol! 1-75. Musi face avantaj pentru Petrolul și este 1-0. Revedem faza. Incredibil cum urcă Țicu în careu și lasă liber. Pasa pentru Musi, care șutează excelent pe lângă fundașul central al celor de la echipa adversă. Și iată că începe ninge de la jumătate pe terenului. Minutul 76. Și de la MSV sunt un pic cu moralul la pământ din încep. Cei de la Petrolul sunt cu moralul ridicat acum. Cred că Petrolul va mai marca. Poate că nu. Musi primește. Ce fente! Incredibil, îi pasează lui Dua. Dua urcă. Este faultat, eu lasă lui Garuti, dar Garuti este deposedat și avantajul lasă la vitura liberă pentru că a fost avantaj. Musi pentru Garuti. Garuti pentru Luciano Lucriu. Dar ajunge la Dua în bandă. Incredibil, Dua se întoarce. Jefferson șutează. Well, they'll be looking to add to their advantage from this corner. Grozav bate cornerul. Incredibil, se încearcă foarte că ce este penalti. Este penalti pentru Petrolul. Well, some might say he's been fortunate to avoid being shown the card. Well, I like that from the referee. Just because it's a penalty doesn't mean it's a yellow card. I think he's got it right. Dua bate penaltiul. And this could finish it off. Dua, gol! Doar gol! Dua! Incredibil golul. Doar gol din penalti. Portarul ghicește colțul, dar nu apucă să reacționeze. Well, here it is again. And I think the keeper will be really frustrated. He chose the right way, but he was beaten by the accuracy. Albeit very close to rebounding back into play off the post. So underway again and a 2-0 advantage here. Avantaj pentru Petrol 2-0 în 84. Doua. That's useful play. Doua încearcă să-l prezise pe cine. Oh, beating his opponent with ease. A majestic piece of goalkeeping there. That's goalkeeping at its best. He's so hard to beat from that sort of range. Corner bătut. And efficient defending. Musi. Incredibil, Musi ce schemă. Dacă trecești pe lângă acesta, are cale liberă. Musi nu reușește să treacă de fundașul central. Petrovic încearcă acolo ceva, dar nu iese. Musi. Jefferson respinge mingea către Dua. Dua ajunge mingea la Jefferson, dar încearcă o pasă. Incredibil ce centrare dată de Dua. Oh, nu știu cine a fost. Cea mai bună Dua. Cred Grozav, dar Grozav o pierde. Man, if you're wondering about added time, 2 minutes it'll be. Până la finalizarea partidei. Petrolul are avantaj de 2-0 în minutul 92. Marvin Bacalhauz. Și acesta este ultimul atac al celor de la Petrolul. Garuti este pe fază și respinge, degajează tare și arbitrul suflă sfârșitul la partidei. Petrolul 2-0. Yes, din primul meci cu cele 3 puncte. Și
O să mai dăm un match până la finalizarea episodului de astăzi. Avem următorul match cu Port Vaie. Primul 11 va fi schimbat de data aceasta. Anca va fi în locul de Jefferson și Petrovic va fi în locul de Roman. Musi rămâne încă în primul 11. Iar acest match cred că va fi un rezultat. Football has the power to enthrall, to captivate, and this occasion appears irresistible. Two magnificent sides intent upon impressing the wider world with a display of technical and tactical brilliance. So much riding on this, and an atmosphere to match the mood. Stay with us for all the live action on EA TV. Hello, it's great to be with you, and I don't think anybody is going to complain especially about the weather. My name's Derek Ray, and delighted to have alongside me, as usual on these occasions, Stuart Robson. And we have more live action from the pre-season second group stage. It's Port Vale, and they take on Petrolul Ploiești. Well, Derek, after that first game, I'm sure we'll see a lot of squad rotation, and the coach will have had a chance to review their performance. Pre-season or not, there's still 3 points to win, and a good win here will set the tone for the season. De cei de la Port Baie, dar era să iasă, totuși. Acolo, Musi încearcă să intre arbitrul acordă foul celor de la Petrolul. Incredibilă centrare pentru Grozav. Well, he has Grozav the measure of his opponent. Pasă către Jair. But a good piece of tidying up. Pasă încercată către Musi, dar lui nu iese. Garrity. And unable to keep possession. And using his strength to shield the ball. Este interceptat de cei de la Corbaia. Diomande este acolo să intercepteze. Grozav. Ticu. Ticu către Petrovic. Petrovic. Jefferson. Poate să urce. Jefferson pasă către Messi. Losing possession. Incredibil ce sprint acolo de la cei de la Port Vaie. Cei de la Port Vaie urcă. Well, they know they need to stop him. Can he finish? There it is! That's a delightful start to this match! Just what they were hoping for! Deschid scorul. În minutul 14. Next image. Loft. Really good build up, but no end product. Doan, încerc o centrare, dar nu iese. Ben Garrity. Well, that's how to keep the opposition at bay. Not the best challenge, free kick. Grant. I must say, this looks promising. Crossing possibilities. It's looking promising. Looking for a teammate. Really sound defending. Oh, he's lost possession. And a useful cross. Corner kick awarded. And let's see if this will help them add to the lead. Corner. Clearance needed to be better. And a time for calm on the ball. Might be able to get in behind the defense. Can he finish? Oh, such an elegant finish! How about that on the volley?
A brilliant strike, whatever way you look at it. It's just goal. Goal 0. It's off. Jason Lowe. And making headway. Paul Papp. And a corner kick. The referee's verdict. Corner. Revedem aici șutul lui Ryan Lowe. Who's going to get on the end of it? This is and under pressure. That was sigur, a fine play. Dă-l-o țicu, țicu, pasează în mijloc. Grozav. Către Petrovic, Jair. It did look on for them, but not to be. Ben Garrity. Ryan Loft. Țicu, pasează către Grozav. Sau nu are opțiuni de pas, dar înapoi către țicu. They've given it away. Ticu încearcă să paseze în atac, dar nu iese ceva. Plenty of support here. Echipa adversă se încurcă Well, that was a decent chance for his second there. Not the finish he was really looking for. Încearcă un șadar de zi, mai este o pază de data asta. Trying to deliver it accurately. Safe pair of hands, did his job. Incredibil, ce face Jim aici? Ce nu-i grozav către către Jair. Cearcă către Petrovic. Care Petrovic o pasează înapoi cu grozav, care în bandă. Throw-in's given. Alunecare comisă cu citul la adversar. Who can he pick out? Grozav, e o pasează de Jefferson. Doua încearcă cintrare în care, dar nu iese. So a throw in it'll be. Pasează pe Jefferson. Jair. Am luat mingea la Jair. Ticu. Capitanul petrolului. Jair. Jair and defensive play to be applauded. Jair este respins de excellent refereeing. Advantage in operation. Mingea este din nou la Jair. Jair încearcă o pasă. Good use of advantage. Cass. Well, a really good run. And the referee says penalty. Well, no card, just a warning and a fair few protestations. Well, not every foul is a yellow card. I think the referee is right here. And in it goes, as coolly as you like, never in any doubt from the spot. Portbaie are 3-0. Working so hard to win back possession. 43. And passing it through. Oh, incredible save, and he snuffed out the danger. Zima, parcare lungă pentru Musi. Musi urcă. Ce lejeritate pentru Musi. Musi face o fentă către Petrovic și șutează. Și portarul de la Portbaie respinge în corner. Grozav. Centrează, dar foarte prost. Aer încearcă acolo capul și... That is that for the first half here. Nu iară. Și cu primele cuze. The second half commences. It was such a one-sided first half. Might it be different this time round? Not the best challenge, free kick. Diomande cearcă acolo ceva, dar nu iese. He's in control of the situation. Low. Well, time just challenged magnificently. Jason Lowe.
losing possession. Not putting so much effort into winning back possession. Again, they couldn't keep it. Jason Lowe. And that is going to be a free kick. Nice looking pass. And collected tidily. He had plenty to think about. An effective challenge. Oh, what a top-notch pass. Pe persoană, nu că cu mingea l-a putut și șut 10, este foarte... Florin Părvu, pregătește niște schimbări. În locul a doua va intra... În locul 2 va intra Myers. Anca va intra în locul lui Musi. Intră Roman în locul lui Petrovic. Intră în locul lui Jair. Seto în locul lui Pap. Să egalăm măcar, să luăm un punct, dar având în vedere scorul și cum joacă echipa, nu cred că va fi posibil. Loft. And into the last 30 minutes now. Hanka. Really good challenge. Loft. Ball's gone. Garrity. And played in. Well, nearly shaving the post with that header. And the substitution will occur now. Hanka. Theme emerging of wasted possession. Well, I think just lost his focus for a second, and a throw-in conceded. Oh, read it magnificently. Tremendous defending. They win the throw following that challenge. And they have elected to go to the bench at this stage of the game. Might be able to set up the chance. Another goal kick after that poor touch. ...20 minutes to go. And nothing comes on the attack, all said and done. Dumitriu respinge și urcă, dar jucătorii echipei adverse sunt pe fază. Încă 15 minute și se termină acest meci. They'll be happy to regain possession. Anca încearcă să urce, dar fără speranțe nu poate. Roman and taking it away.
Ryan Loft. And there it breaks down, but credit to the defence. Glazav îl pasă către Țicu destul de decentă. Apără. Incredibilă pasa portarului către un jucător de la echipa adversă. Attack looks highly promising. Jefferson. Happy to shoot. Anca, the keeper attempting magnificently to make sure he got there. Petrolului din acest meci. Grozav execută cornerul destul de bine pentru Garuti. Corner again. Execută excelent cu capul Garuti. Din nou. Am prost bătut. Seto. Seto încearcă o pasă, dar nu iese. Roman șutează. Destul de prost. Anca. Pregătește un șut puternic de la distanță. Well, we gave it the big build-up, but he didn't quite deliver on his promise. Tumbling up all the stoppages. Hai, we'll have two additional minutes. Defento. Către Cicu Grozav, șutează Grozav, tehnică poartă. Suntem în minutul 90+1. Și Petrolul, nicio speranță de a da gol. Ultimul contraatac. Pasă către Cicu Grozav. Paul. The referee spotted the infringement and it will be a free kick in a position of genuine menace. Cicu Grozav bate lovitura liberă. Cicu Grozav bate destul de prost. And that will be all for this game. Defeat for the best. Din păcate, Petrolul a fost învinsă cu 3-0. Următorul meci va fi cu Lingby, care îl vom juca, pe care îl vom juca episodul viitor. Odată cu încheierea acestui meci, v-aș ruga să nu dați cu ei, că a fost și primul meu episod. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, un share, un subscribe, distribuiți și la prieteni să vadă și ei. Și eu am fost Andrei, v-am pupat!